dimineața, dragii mei! Astăzi sunt în drum spre mănăstirea Cozia. Și acum arunc o privire către înaltul cerului. Admir munții. Sunt în parcul localității Căciulata, în drum spre mănăstirea Cozia și nu m-am putut abține a nu vizita și acest mic părculeț. Trebuie să mă uit în jos să fiu atentă la trepte. Este superb, îmi place atât de mult. Are dumnealui este domnul Tchaikovsky, celebru compozitor. Spate, de fapt în fața mea, se vede Oltul, câțiva cetățeni au ieșit la pescuit. Pe malul Oltului. E o cabină fotografică tare drăguță. Acesta este un foișor unde probabil în anumite zile vine o orchestră și ține aici mici concerte. Foarte frumos, îmi place mult. Acum căutăm umbra lui Mircea. Suntem pe urmele lui. Și am ajuns la mănăstirea Cozia. Aceasta este biserica. Sunt în curtea mănăstirii. Pe partea aceasta sunt chiliile și muzeul, sper să fie deschis. Îndrept acum către intrarea la muzeu. Intra și muzeu. Se găsesc câteva exponate, icoane și obiecte bisericești.
fragmente de ceramică. Pe după zidurile cetății. Este un loc pentru promenadă. Aici și este o portiță care este închisă și care nu știu unde duce. E posibil să fie muzeul mănăstirii, partea din spate. Și cred că da, cred că acolo este. Foarte frumos. Minunat. Și Oltul care curge. Superb, 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 superb.